Salutări, prieteni! Ne apropiem încet, încet de startul sau de reluarea campionatului. Se întâmplă lucruri prin campionatul nostru. Transferuri, dacă vreți. Artean pleacă. Pleacă de la Farul cu puține zile înainte de reluarea sezonului, în condițiile în care, evident, el a fost printre... El a fost singurul dintre cei trei mijlocași cu care eram obișnuit sezonul trecut, sau patru, hai să spunem patru, da? Care a evoluat constant în acest sezon. Restul au tot fost accidentați, dacă vreți, Tudor Băluță, Nedelcu, nu mai vorbim, Grameni la un moment dat era și el accidentat, singurul stabil, singurul bătând cu ei a fost Artean. Pe o sumă foarte mică, însă ne-a obișnuit Hagi să le dea drumul jucătorilor pe care... I-a avut o bună perioadă de timp, un soi de recunoștință, dacă vreți, pentru că jucătorii nu stau pe salarii foarte mari, acceptă salarii mici, prime bonusuri, dacă vreți, de performanță mari, și atunci probabil că există o înțelegere de asta, să le dea drumul chiar gratis sau pe foarte puțin bani, cum s-a tot întâmplat. O să discutăm situația lui. Un alt internațional, în schimb, face, cred că, un pas foarte important cu o condiție. Sorescu urmează să semneze cu Gaziantep. Și am văzut că s-au întâmplat lucruri foarte bune cu jucători care s-au dus să joace pentru Șumudică, jucători români. S-a întâmplat, dacă vreți, cu Ali Bek în trecut de nenumărate ori, știm foarte bine. Drăguș este ultima găselniță, dacă vreți, un jucător luat care nu evolua și transformat în fotbalist chiar cu șanse importante de a juca la campionatul european. Maxim este și el un fotbalist care... dă randament sub Șumudică. Important să rămână Șumudică acolo pentru ca Sorescu să aibă șanse să joace. Continuă discuțiile și sunt interesante de data asta legate de metodele de antrenament. Dorinel Munteanu a stârnit o dezbatere aprigă în fotbalul românesc, dacă metodele lui mai sunt sau nu de actualitate. Adi Mutu este ultimul care îi pune la îndoială cum să spun, planul făcut. Dorinel Munteanu a recunoscut: n-am avut bani pentru altceva și din banii pe care am avut, asta am putut să facem. În același timp îi dă o replică foarte dură lui Adi Mutu să se uite la performanțele pe care le-am făcut și la performanțele pe care le-a făcut el ca antrenor și după aia o să mai putem discuta. E de zăbovit asupra subiectului, mai ales că la Sportcast cu Sile, podcastul pe care l-am și pe care îl găsiți pe pagina noastră de YouTube Orange Sport, o să vedeți și o să dăm un fragment în seara asta ce a spus Gardoș despre perioada de pregătire, ultima perioadă de pregătire pe care a avut-o cu Victor Pițurcă. Și o să discutăm și despre FIFA The Best. A fost ales Lionel Messi. Ciudată alegere în condițiile în care se ia anul calendaristic la FIFA Best, nu este Ballon d'Or, cel puțin așa știm noi. Bogdan Cosmescu, Basara Pandur. Salut. Salut! Mă bucur că suntem împreună. Hai să discutăm întâi de transferurile astea, că par interesante. Plecarea lui Artean Pandi de la Faru, în condițiile în care Faru e clar, e nesigură de loc în play-off, vine și cu foarte puțin timp înainte de startul, de reluarea, da? În săptămâna, practic, reluării campionatului. Și mă gândesc dacă e oportun, nu e oportună plecarea asta, cât slăbește Farul, dacă îi slăbesc, până la urmă discutăm despre campioana antitră, da? Până se termină sezonul, e campioana României. Cred că ai avut dreptate la început când ai spus că regele îi lasă la un moment dat să plece dacă au oferte, pentru că banii pe care îi primește 50.000 sunt spre nimic. El e cotat la ceva, parcă nu, la vreun milion sau nu știu, 200 dacă 1.200.000 am văzut și eu, da? Dar l-a lăsat să plece, are 30 de ani, pleacă în Cipru să câștige niște bani, probabil pe final de carieră, vrea să-i mulțumească pentru tot ce a făcut în anii ăștia la Faru. E clar că e un jucător important. De ce e important? Pentru că joacă pe toate pozițiile și de la mijloc și fundaș și unde vrei și niciodată n-a fost cel mai slab de pe teren. Da, absolut. Dar a fost toată cu Craiova, dar a luat roșu în minutul 2, mai ții minte? Din... Da, a luat cu... roșu în minutul 2 și a făcut o bătaie rău. Nici ne-a apucat să fie slabă atunci. Corect, fațel a fost bun și atunci, ai dreptate. A fost bun. Minutul ăla și jumătate. Minutul ăla a fost excepțional, minutul ăla și jumătate. N-a apucat să fie slab. Da. Adică dacă e un meci două din 200, da, deja ești bine de tot. Are nevoie de el, da? Cred că avea și Artean nevoie la 30 de ani să plece să câștige ceva bani și el. Dar venise la națională. Asta e întrebarea. Nu știu dacă în Cipru mai vine la națională. El spera. Oricum, dacă venea. Nu cred că avea oricum. Șanse mai mari să fi venit la națională.
Tu nu. El a fost așa într-un lot lărgit, da, dar nu poate să facă față la echipa națională. Așa cred eu. Ah, ok. Adică, hai, cu Sorescu, că joacă pe toate posturile, bă, e altceva. A jucat și bine. Artean la fel, ai putea să zici, băi, îl ții acolo pentru că mă pot folosi de el, da, și la mijloc. Și de toate. Dar nu, cred că avem și fundași, avem și mijlocași, cred că e greu pentru el să joace la echipa națională. Ok. Cred că e mai bine pentru el să plece, să câștige bani, pentru că are 30 de ani. Dar dacă joacă acolo bine, are șanse mai mari, nu știu. Ar avea șanse mai mari jucând în Cipru, în prima ligă, locul 7, da? N-am avut niciodată un internațional ca să vină din Cipru. Niciodată. Asta mă gândeam și eu. Deci niciodată. Am avut din Arabia Saudită, din China, din toate poveștile. Din Cipru n-am avut niciodată. Nu? Niciodată. Nici măcar ăsta de la Arsenal, cum îl cheamă? Dragomir. Nu există. A, dacă făcea scandal la un moment, dacă era la un moment. Din Cipru n-am avut niciodată. El a făcut scandal și pe bună dreptate că el juca titular în Serie B atunci și nu se uita nimeni la el. Acum toți sunt în Serie B și toți sunt la Națională. Da. Și adică avea, dacă o luai așa, avea puțină dreptate. Avea ceva argumente. Avea ceva dreptate, adică juca și el la un moment dat. Pe de altă parte, schimbul ăsta, pleacă Artean, intră Ronaldo Deaconu, că de fapt asta pare, nu? Nu are sau nu are nicio legătură. Nicio treabă unul cu altul. Zici vine că 10 și pleacă 6 și 3, da, și 5. Da. Și un 8 așa, dar el, de exemplu, el un nu juca, tăiat așa el, puțin. El când erau Nedelcu și Băluță, el nu juca 6. El juca, tu vorbești Inter, de structură. Eu nu vorbesc de ce joacă schimbă pe hârtie. Da. Eu vorbesc de ce poate el să joace. Că poate să-l pună și vârf așa dacă vrea la un meci, dar nu înseamnă că e vârf Artean. Da? Da. El e închizător în doi, în ceva, când vrei să ai un mijloc mai puternic, probabil că poate să fie un Inter, dar nu e Olaru. Mie să-mi placă farul cu Deaconu și cu Budescu. Te să alerge el ca nebunii. Deci ceilalți 9, ceilalți 8 e prăpăt pentru ei. A, tu spui că... E cum? Tu spui că nici Ronaldo Deaconu nici nu alergă deloc. Spun eu, nici. Doar că nu s-a schimbat în poroie. Păi, l-am văzut eu, dar n-a legat. Joacă cu doi închizători, cu Ronaldo 10 un și fel cu ce juca Astra pe vremuri. Și Budescu. Cam ce Budescu, juca Astra pe vremuri când erau... Cine erau la Astra? Budescu, Luis Munteanu, da, în centru și în dreapta cine o juca acum în dreapta? Sau joacă Ronaldo Deaconu în dreapta? Sau joacă Ronaldo de picior stâng, sau joacă Ronaldo, unde a plecat, sau joacă Ronaldo Deaconu în dreapta Mazilu, și ai că nu mai... ăștia trei la mijloc care ți aleargă și îi lași pe aia trei în față să nu alerge? Se poate și așa? Da, ți-a plecat Artean. Pe cine bagi acolo? Băluță, Grameni, Nedelcu și Grameni. Și Grameni, și probabil, da, că ar fi, da, formula. Ai avea. Adică dacă ai juca așa, ar merge să-i lași pe ea trei în față și să vină... Nu prea merge. Mai e cineva care lasă jucătorii așa, cum o face Hagi? Încă, ok, pe aia tineri nu, pe aia nu-i lași, dar pe ăștia bătrâni, pe ăștia în general îi lasă și îi lasă fără, adică mai aminte și de Alibec, da, acum. Păi Alibec era contract, mă, era în contract, mm. Alibec n-a fost nimic de discutat, că altfel Alibec l-ar mai fi ținut să joace în turul la preliminar. Dar n-a putut, așa era contractul făcut. Când primești ofertă, pleci. Dar exemplele așa sunt multe. Da, altfel, mai ținea, nu, cu ăia, cu cine a jucat, cu Urartu, cu cine a jucat. Cu Urartu, da. Și nu l-a avut. Sau cine i-a scos pe ei? Alibec a dat gol. Până înainte, două goluri, dar urmau un meci care arăta Sheriff, cred că el. A jucat la Sheriff acolo. A jucat la Sheriff și retur cu... Sau? Acolo a jucat, cred. Cite că a plecat înainte unor meciuri când era important să numai fie. Numai cu ăștia, cu finlandezii, cu HJK. Acolo a jucat la Sheriff, a dat două goluri la Urartu, la 2-3. Da, întors-o el, după ce da, întors-o, da. 1-0 pentru ăia, după aia 3-2 pentru Faru. Poate n-am ales exemplu cel mai bun, Alibec, nu știu, nu mi-aduc aminte, dar știu că în timp, lui Eric i-ai dat drumul la un moment dat, deși juca... Adică au fost cazuri de jucători pe care ai lăsat fără niciun fel de problemă, gratis. Pentru că ți-au și venit plece cum ai vrut tu. Nu, și lui Hagi nu-i convine să aibă oameni nemulțumiți. Nu, dar ți-au și venit, adică el știe că nu poate să mărească leafa. Pe niște salarii mici. Da, și nu poate să mărească. Adică Artean probabil că lua aici 5-6 mii, 7 mii și acolo probabil că are 15 mii, dacă nu 20. Și atunci ea zice, nu poți să dau mai mult, du-te. E logic, da, decât să fii supărat tot timpul, să te văd tot timpul supărat că nu, mie se pare normal. Bine, da. Artean joacă de ceva timp și a făcut treaba acolo, clar, adică clar. Eu așa cred, cum ai spus tu la început, că vrea să-i mulțumească, du-te, nu-mi trebuie bani, nu-mi trebuie nimica, du-te. Știi cum e cu 50 de mii, ca să nu dai gratis să fie ghinion. Știi că să vinzi cu ceva. Da, da, să dai, dăm un leu, să nu, da, dăm ceva, știi, asta e 50 de mii. 500 de mii, dăm 50 de mii, măcar să iau ceva. Oricum sunt foarte bizare că la transferurile de la Faru, deci ori auzi de câte o sumă de asta, după care se tot dezminte, da? Cum a fost cu Enes Ali.
3 milioane, pe care tot, tot o dai în jos. Tot am tuns într-una. Tot am tuns la ea. L-am chelit de tot după aia. Până chelit de tot exact. Până ori, ori auzi de 50.000 de crucești de ce e nevoie, vorba ta. E cu ca să n-aibă ghinion, da? Ca să n-aibă ghinion, e sigur explicație. Nu știu pe Doamne ferește piciorul. Da, da, da. Sau că nu cereai nimic ca să vină după 6 luni înapoi. Și Sorescu? Sorescu la Gaziantep? Pentru Sorescu cred că e bine. Cred că chiar acum, cu, dacă nu mă înșel, că am văzut puțin parcă, nu știu dacă n-a jucat cu 3 pe fund și Mudică la meciul cu, cu Fener? Fener, parcă. N-am văzut meciul. Dacă el joacă și în viața lui de antrenor a jucat și cu 4 și cu 3, când joacă cu 3, probabil că e bun de tot Sorescu acolo în dreapta. Eu vreau să-l să spun două vorbe de apreciere pentru Șumudică. Eu între puțini antrenori care atunci când pleacă până vom aduce jucători români. Am făcut-o și Mutu sau din România, a adus la Nefici. Dar ce a mai adus? L-a adus pe Niță. Da, îl aduce adică pe Sulescu, bravo lui! Îl aduce pe Drăguș. Nu știu dacă e, că tu ca antrenor e clar că ți-asumi un risc. Sunt românii tăi, tu exact. I-ai adus jucătorii tăi, dacă te duci pe copcă și pierzi așa, ești principalul vinovat că tu i-ai adus. Deci este un dovadă de curaj. Dacă pe altă parte ai vestiarul, sigur. Dacă vorbești cu ei și le spui te aduc, păi nu. Dar vezi că aici avem mare problemă. Păi nu, și ai vestiarul, primul, sigur. Trebuie da. Să fii primul da. La antrenamente, trebuie să fii aia, trebuie să fii aia. Te aduc să te ajut. Și nu te sapă, și știi că nu te sapă. Și ajută-mă și tu, și știi că nu te sapă. Nu te sapă, ai 4-5 oameni care să ai tăi. Cu Junior Moraes, nu? Vezi ce interesant că îi și face să joace. E adevărat. Păi nu, și joacă și bine. E adevărat. Adică el e la alt nivel. Că, de exemplu, uite, mă gândesc, da? Mircea Lucescu l-a dus pe Tudor Băluță. Păi Tudor Băluță n-a jucat nici 30 de s-a secunde cu Mircea Lucescu. S-a rupt degetul. Avea, nu. Era. Răzvan Lucescu l-a adus pe Mitriță. Da? Și ce a făcut Mitriță? Nimic. N-a da, făcut... Dar acum nu înseamnă că să, trebuie să dea vreo 10 goluri. Că nu e ușor să dai 10 goluri. Oriunde te duci. Hai să vorbim. Drăguș, da, cred că etapa trecută, parcă, nu? Înainte de meciul ăsta cu Fener am văzut o centrare de pe partea dreaptă și a luat fața, și a i-a luat fața unui fundaș și a băgat mingea în poartă. Bun, bun, meci, avem la telefon bun prieten de-a lui Pandi, dar și impresarul Florin Iacob. Domnule Iacob, bună seara! Bună seara, dar ce surpriză mi-ați făcut! A, da! Mama mia! Prima dată în viața noastră să vorbim la telefon în direct, el în emisiune și eu acasă. Da, de obicei vorbiți la telefon când amândoi sunteți acasă. Nu? Sau ca ultima dată stăm până la 5 dimineața la el acasă. Hai să nu povestiți că lui Pandi nu-i plac asta, nu trebuie. Nu, dar am stat, n-am știut că n-a trecut vreme. Era liber. Da, da. Era liber, da. N-avea emisiune și precizez că de fiecare dată când vrem să ne întâlnim, trebuie să ne anunțăm dinainte că e programul foarte încărcat și el e foarte serios. Ai, trebuie să-l laud că spun un adevăr. El e, cred că, unul dintre cei mai buni analiști din țară. A. Eu mă bucur de asta, de prietenia cu el. Păi, cum să nu? Prietenie da. Care a fost de mult, cu mult înainte să devine el analist bun, de pe vremea când... Mă rog, el e om... Toată lumea știe, om mișto. Domnule Iacob, câteva lucruri aș vrea să le discut. Noi acum pomeneam despre doi foști fii, dacă vreți, ai Banatului, da? ai lui Poli, Artean și Sorescu, care și-au găsit drumuri acum zilele astea. Artean a plecat în Cipru, Sorescu pleacă la Gaziantep, la Șumudică. În primul rând, ce părere aveți de transferurile astea? După care aș fi curios să-mi spuneți și părerea despre Drăgușin, că s-a discutat foarte mult despre salariu, sumă și așa mai departe. Ținând cont că Sorescu era deja în străinătate, nici nu știu dacă e un pas înapoi, nu putem spune asta. E faptul că se duce la Șumudică, care îl cunoaște, l-a vrut. Mă gândesc că e o mutare bună pentru Sorescu, ținând cont că nu l-au mai vrut cei de la Racov, nu? Da, da. E un lucru bun pentru el. Legat de Artean... Dacă și-a găsit un angajament în Cipru, înseamnă că primește un salariu mai bun decât avea la Faru și Faru a fost mulțumită că l-a transferat pe el. Probabil că primește și o indemnizație de transfer, deci sunt două transferuri reușite, vorbind de ele. A, Șumudică, exact aici ajunsesem, Șumudică reușește să scoată lucruri bune din jucători români. Adică de fiecare dată când un român se duce să lucreze cu Șumudică, câștigă și Șumudică, câștigă și românul din tot dealul ăsta, așa pare. Greșesc? Așa și este, adică are și Șumudică maestria lui în a lucra cu jucătorii români și
Nu numai, că el și-a clădit o carieră acceptabilă, chiar bună în străinătate, ca antrenor. Nu e la nivelul celorlalți, eu știu, Petrescu, Olăroiu, Lucescu, dar e acolo și el, în grupul antrenorilor noștri cu care să ne mândrim. Sorescu, vi se pare jucător care va prinde lotul pentru Euro? Adică vedeți vreun avantaj în acest transfer pentru el în perspectiva turneului final și a șanselor de a fi luat de Edi? Păi plecând de la realitatea simplă că el merge acolo și Sumudică îl va folosi, fiind în joc, cum se spune, și neavând șanse la Rakov să joace, are șanse să prindă lotul pentru Euro. Acum va fi o luptă mare pentru lotul ăsta de la Euro, dar el are și eu șansele lui, depinde cum se le joacă. Și el și alții de pe post. Acum nici nu știi pe ce post îl inclus pe Sorescu, că de la fundaș dreapta la extremă stângă l-am văzut în toate, mai puțin vârf și fundaș central. Adevărul e că, da, polivalența asta îi asigură de obicei, le asigură jucătorilor de genul lui un loc, pentru că e, cred că, avantajos pentru orice selecționer să aibă un jucător pe care poate să-l folosească cam pe peste tot. Așa este, este așa, este foarte adevărat și Iordănescu știe ce vrea de la fiecare, îi știe. Acum cred că va conta foarte mult ultima impresie, cum se spune, forma lor de moment și parcursul ăsta în retur. Ce ziceți de bomba asta, Drăgușin, în Anglia? Pentru că, cum să spun, dumneavoastră, sunteți foarte aproape de o graniță importantă, dacă vreți, da? Și o graniță care ne arată sau ne arată de ani de zile diferența sau unde e locul fotbalului românesc. Sunteți Timișoara, aproape de Serbia. Sârbii vedem ce fac în zona asta a transferurilor, pe unde duc, pe ce sume duc. Noi aducem și noi, după mult timp, pe cineva, pe bani buni, nu? Sunt bani buni? Trebuie să ne bucurăm pentru acest transfer. Bine de nicăieri, cum se spune, ținând cont că noi venim dintr-un fotbal, scuzați termenul, jefuit în ultimii 25 de ani în România, adică ne aducem aminte, cooperativă, dosarul transferurilor. Fac o paranteză, nu înseamnă că n-au fost dosare de genul ăsta în Croația, în Serbia, dar parcă și-au revenit mai repede decât noi. Ținând cont că noi venim și parcurgem un drum trist al fotbalului nostru, poate cel mai trist din istorie, transferul Drăgușin trebuie privit ca atare, salutat, să ne bucurăm de el. Nu trebuie să ne comparăm cu ceilalți, că ei au o tradiție de a forma și transfera jucătorii în lume cu multe zeci de ani înaintea noastră. Noi este important ce facem de acum și cum profităm în ghilimele de transferul Drăgușin, chiar cu această calificare la Euro, care iară vine într-un moment în care nu ne așteptam să se întâmple, cum au decurs lucrurile până la un moment dat. Deci trebuie să salutăm și trebuie să ne bucurăm. În continuare, comentariile le fac ziariștii dumneavoastră, care, iar o paranteză, dacă fotbalul și sportul ar fi la nivelul presei sportive din România, am fi ceva sus, ne-am bate. Interesant ce spuneți, că de obicei lumea spune de presă că e slabă și de... Adică noi suntem aia care luăm castane. Dar vreau să vă întreb, pentru că Pandi a zis un lucru interesant aici, în momentul în care s-a comentat situația salarială a lui Drăgușin. Și pornind de la niște comparații cu alți fundași centrali din lume și pornind și de la suma de transfer. Pe un transfer de 30 de milioane, da, de euro, un salariu de cât? 3 milioane? În jur de 3 milioane de euro, cam așa are. Este 2 și ceva. 2 și ceva și poate deveni 3, cred că. Da, dar 2 și ceva, sigure. Da? E un salariu normal? E un salariu mic? Sau un salariu... Nu. Am văzut și declarația lui Basarab. Ce-am spus mai înainte, ziariștii și analiștii pot comenta pe fondul acestei realități, care, într-adevăr, este. Salariul lui nu se compară cu al lui Delic, de exemplu. Dar, în opinia mea, Drăgușin e mai bun decât Delic. Dar ținând cont de la ce școală vine Delic, din ce fotbal și unde s-a dus Delic de la Ajax și așa mai departe. Deci salariul lui putem să-l considerăm că e mic. Dar se vede că a făcut pașii normal și cum trebuie în carieră până acum. Până la 21 de ani putem spune că e la început de carieră. Adică a avut șansa să joace la Juventus de la 16 ani, să promoveze în echipa mare.
să-și place, să ajungă la Genoa, să promoveze cu ei și să meargă la Tottenham, are timp să câștige și 15-20 de milioane de euro pe an. În teorie, cel puțin. Doamne, să se întâmple. Vi se pare o gafă de impresar declarația lui Florin Manea, care a fost taxată de mulți suporteri ai lui Tottenham, din ce am văzut pe rețelele astea, care imediat după transfer a zis că îl vede în 2 ani la Real Madrid, iar oamenii s-au simțit lezați. Aici, dom'le, ce înseamnă asta? Adică el vine aici, e o desconsiderare, o lipsă de respect față de Tottenham. Asta, așa s-a comentat declarația respectivă. Vi se pare nepotrivită în context? Eu cred că a dormit prost, nu cred că e nepotrivită. Da. Prost? No, a dormit prost, de asta cred că a dat declarația asta. Nu știu, no, prost, a dormit no, prost. Domnilor, părerea mea, Florin a fost luat de valuri și el și în sinea lui acum cred că știe că a făcut o mică gafă. Dar suporterii lui Tottenham sunt îndreptățiți să corecteze declarația lui Florin, dar el cred că a fost luat de val și fie el ce are de declarat în continuare. Că de-a lungul timpului, cel puțin în privința lui Drăgușin, a arătat că știe ce vrea să facă cu jucătorul cu care lucrează. Deci nu e o tragedie, ea a fost luat de val, se poate întâmpla într-o euforie sau într-o stare de supărare. Aceste două extreme, să ai și o frază necontrolată. Sau dacă dormi prost noapte. Așa cum spui tu, Bacharam. Așa, da. Că poate asta s-o fi întâmplat, cine știe. Că nu știu ce l-o fi apucat altfel. Păi, eu am spus părerea mea legată de această declarație. Probabil că, repet, a fost prea euforic și trebuie să-l înțelegem că a lucrat la un transfer fantastic pentru fotbalul românesc, la care nici nu știam noi, nu știu, acum 3 luni, cred că, nu? Domnule Iacob, mulțumesc pentru intervenție, seară bună în continuare și ne mai auzim, ținem legătura. Mai bine tuturor! Da, mulțumesc! Gândeam acum când vorbea, am văzut salariile, dar, repet, nu vă începeți să-mi spuneți, domne, de unde te-ai uitat? Că faptul că mă informez nu înseamnă că neapărat e cea mai bună sursă. Da, de informat mă informez. Și am văzut că Tătărușanu, de exemplu, avea salariul 1.200.000. Bănuiesc că fără impozit, că dacă din 1.200.000 la Milan mai iei impozitul, ajungi la mama naibii, nu? Da. Nu mai pleci de la FCSB, bănuiesc, dacă e vreun impozit. Deci dacă el are rezervă la AC Milan, Tătărușanu, 1.200.000, tu pe care se plătesc 30 de milioane, ai Napoli în spate, da? Ai Chelsea în spate, ai Bayern München în spate, ai Tottenham în spate, echipele care se bat pentru tine, cum ți se pare ție? 1.200.000 Tătărușanu cu 2.300.000 Drăgușin. Îți zic după publicitate. Păi vreau acum să-mi zici. Mi se pare că puteam Mi se pare că aici a făcut foarte bine, că a ajutat puțin bani. Că pauză să plece. Publicitară. Revenim. Spune și Bogdan Cosmescu imediat. Da, ne-am întors. Unde rămăsesem? La salariu. Eu la zic salariu? Că e bine. Tu zici că e bine. Da, pentru că încă o dată, Chelsea acum a aflat de la voi că a fost în discuție. La Bayern probabil că n-ar fi jucat, iar Napoli nu știu dacă a fost atât de hotărâtă. Iar acolo vrei să te duci la Tottenham. Băi, este o șansă mare pe care o ai. Te-a vrut Postecoglou, trebuie merg da, bine. Știi care? Știu. E o echipă care poate să crească, care arată bine. Adică, nu știu, ok. Și capul ăla ce zici? Nu știu, nu mă interesează. Asta e ca... Eu s-o atât spun despre Vuțelul Drăgușin că este bine în tricou. Restul mă interesează. Nu, că s-a discutat despre... Nu-mi dau seama, nu știu, nu mă... Ideea este alta, după părerea mea, că nu trebuia să rateze cumva acest transfer pentru o ambiție să câștige 3-400 în loc de 2-300. Dar cum să-l... Nu știu, mă, să-l ia, să nu vrea să mai dea, să-l ia cine pe... Cine să vrea dacă ai să-l ia pe Todibo. Echipe, dacă tu ai 4 echipe. Nu știu dacă ai 4 echipe, bă, ți-am mai spus, pan, după părerea mea, ce înseamnă că există asta, a inventat-o dar bane. Aruncăm așa, păi, da, aruncăm, astea echipe, dar ce e prima oară că aruncăm? Nu, stai puțin, Bayern e clar că a fost, că a scris au credință. Eu cred că ai avut întâlniri cu boia și ea, cred că ți-au făcut o ofertă. Ce, asta e o problemă să bagi în ele? Păi e problemă să bagi păi în de ce? Ce bagi în cum? Muture, că am dat un exemplu scurt. Când vreau să plece la Craiova, aveau 20 de oferte.
brusc subit, așa, la Salernitana, nu mai ții minte, la Cremoneze. Au avut până la urmă, au plecat până la urmă, da. La Salernitana, da. Da. Deci asta, eu zic că n-a făcut foarte rău. Au zis de la Salernitana la Bacu, e distanță. Deci încă o dată, se pare foarte rău 2.300.000 la 22 de ani? Păi că putea să ai mai mult. Nu, eu n-am treabă cu 2.300.000, eu ți-am spus Tătărușanu care e rezervă, care pe care nu se dă nimic, 1.200.000. Cum să iei 2.300.000 când toată lumea te caută? Iar Bayern și cu Tottenham și cu Chelsea și cu Napoli au bani câți vrei tu. Ce e alea 2.300.000? Da, nu știu. Dacă e bine, e bine, dar eu nu am treabă, eu nu, că doar eu, am făcut o... Eu ce nu-mi dau seama... Eu ce nu-mi dau seama cred că s-am discutat oricum prea mult de da, salariul lui și nu cred că e treaba noastră. Poate să câștige. Da, nu, ce nu realizez eu este... Și în contrar, nu-mi dau seama exact. În momentul în care ți se pune ca cetățean al unei țări o anumită ștampilă. A... Sau, dacă vrei, nu știu, îți dau un exemplu din... Da? Exact, trebuie să-i dea când se pune ștampila respectivă... Atunci, că e român. Da, dar Tătărușanu era un tip verificat în fotbalul mare de ani de zile. 1.200.000 salariu, rezervă. Da, dar el nu vrea. Da, dar trebuie să te gândești de unde vii, de la ce salariu vii. Dar nu am treabă de unde vii. Păi ai treabă. Dacă acum mă gândesc că se dă 30 de milioane pe tine, ce salariu da, trebuie să ai? Dacă vii, de exemplu, de la 1.000.000, să spunem de la Fiorentina, da, ai 1.500.000 sau de unde, așa, sau unde fusese. De ce trebuie să-ți dau dacă te iau la Milan 2.500.000? Unde fusese? În Franța înainte? Da, la Lyon, că. La Lyon? La Lyon, da. Să zicem că vii de la 1.500.000 la Lyon și eu îți spun, băi, uite, vreau să fie al doilea portar. Deci, eu vorbesc, e o rezervă de 36 de ani care câștigă 1.200.000. Da, dar depinde de unde pleci. Și un jucător pe care se... Păi pleci de la 1.200.000, că atât ai făcut la Genoa. Dacă pleci de la 1.200.000, te duci la 2.300.000? Da, pentru că Tottenham nu e Genoa. Când tu ai Bayern, Tottenham, Chelsea și Napoli tot pe urmele tale... Tot este în fine. Eu nu insist, așa m-au auzit. Nu e treaba mea că nu scot de la mine. Că mai scoteam și Lyon-ul atunci din burtă, eu. Dar eu n-am cum să scot nimica, că nu... nu știu nimic, eu doar ce citesc. Oricum, declarația aia e înfiorătoare, părerea mea. Adică în ziua în care, bă, poate să spun oricine orice, în ziua în care tu îl transferi pe un jucător, da, prins Tottenham, băi, Tottenham e un club respectabil, un club important din Anglia, da, nu e City sau ce, bă, nu e United sau Liverpool, hai să le punem pe alea, da. Băi, și în ziua în care îți transferă, tu spui eu vreau în 2 ani să fie la Real Madrid sau eu cred că îl văd întreba careva, mă, și exact, să spun exact, la ce, exact, cum o să nu facă Drăgușin? Care-i traseul Drăgușin de acum încolo? Probabil că nu trebuia să spună nu treaba. Trebuia, da, ok, nu trebuia să spună. Nu vă supărați pe mine, niciodată. Ei așa s-au dus acolo. Acceptă salariul ăsta mai mic, te vrea antrenorul, e primul transfer de mare importanță și al umane. A fost cel mai important transfer al unui prestar român vreodată. N-a fost niciodată în situația asta, mă, nu e Mendes. Nu e cel mai important transfer al unui jucător român vreodată. El a spus din generația asta. 20 de ani. Cum din ultimii 20 de ani? Care a fost mai important? Păi tu compari Chivu la Inter cu care a câștigat Champions League și pe care s-au plătit 20 ceva de milioane în perioada... Chivu era cu Codare cu Becali? Păi da, cred. Da, cum? Becali l-a dus din ce spunea Dan. Cum? Giovanni l-a dus la Inter, mă, că Giovanni a luat comisiune. Păi Bogdane, Giovanni negociase și cu Real Madrid în perioada respectivă și până la urmă s-a dus la Moratti. Da? Deci, dar nu știu, mă gândesc dacă nu compara inflație. Nu mai vorbim 3 milioane comision, 2.300.000 salariu. Păi compari Inter cu Tottenham, Inter a câștigat Champions League, mă. Era Mourinho, era antrenor, era cel mai mare antrenor din lume. Deci pentru Mane e cel mai important asta. Da, și nu știe cum să se compare. Felicitat că s-a lipit de doi italieni, de trebuie felicitat Drăgușin și Mane. Nu contează. Ba și Mane. Nu și Mane. N-am văzut impresar care în ultimii 2 ani de zile să ne vorbească cu atâta încredere de un jucător. Băi, deci s-a adevărat că am văzut Pandi, eu am mai văzut. A vorbit despre el, a vorbit într-una și uite că a ajuns ce a zis. Eu am mai văzut impresar vorbind despre jucători, dar... Da, dar parcă aici prea de tot. Hai, adică, mă, lasă că... Ți-au cam minte de Ana Maria. Pe Ana Maria, când avea câte unul, făceau auzei de dimineață până seara. De două ori pe zi, de Drăgușin, dar a avut dreptate. Până la urmă a fost exact ce a spus el. Ok. Bun. Acum... Apropo de discuții de astea, ale perioadei astea, toată lumea are ceva cu Dorinel Munteanu. Acum și Mutu văd că s-a luat de Dorinel. Dorinel i-a răspuns însă. Și hai să vedem întâi ce zice Mutu. Da? Mutu anunță așa, suntem, cu tot respectul, zice Mutu, suntem în 2024. Este o metodă învechită. Antrenamentele acelea nu au nicio treabă cu fotbalul. Eu nu am nimic cu Dorinel, dar asta e părerea mea. Este un antrenor cu principii old school. Vorbește
Mutu, da? Și vine Repica. Și este întrebat, scos din context, l-a întrebat. Și după aia ce să zică? Dorinel, pe tot uite ce a zis. Ce părere ai de antrenamentul lui Dorinel? Ce să spună Mutu? Și nu e de acord. Ce să spună? Îmi place, sunt fiert. Asta e părerea lui. Ce a greșit când și-a spus părerea, când cineva îl întreabă? Iar Dorinel Munteanu ia foc foarte ușor. Nu, ia foc pentru că probabil la fel și lui. Băi, uite ce a zis ăsta, că ești bătrân, ești învechit, ești nu știu ce, nu știu cum. Nu am mai discutat despre asta. Dar tu nu am treabă cu niciun fel de pregătire. Dar nu mă interesează nici asta, al lui Dorinel nu mă interesează nici al lui Mutu. Mă interesează că acum când ne pregătim după noile metode, metodele mondiale cele mai bune, știi bine, nu facem nimic. Da. Noi nu stăm niciun minut afară. Păi cum ne pune a jumătate de an să alergăm în jurul terenului dacă suntem atât de new school? Da, e. Nu și uite ce aici, uite ce aici Dorinel Munteanu. E, aici e o discuție apropo de Mutu. Pentru că Mutu nu face nimic în cariera de antrenor până în momentul de da, față. Da, a fost întrebat, dar nu înseamnă că dacă nu faci, da, sile. Păi, sunt mulți oameni care n-au făcut nimic, care n-au antrenat niciodată, care n-au dat cu piciorul minge și n-au dat părerea. Mine, dacă păi, mă întreb că ce? Ce părere am de antrenamentul ăsta? Eu pot să zic că e învechit, că mi se pare. Nu înseamnă că trebuie să faci ceva împotriva lui. Care fac, vorbesc acum. Nu, discuția e alta, Pandi. Discuția este următoarea. Din punctul meu de vedere, da? Se vorbește despre metodica unui om de a antrena. Okay. Nu se vorbește despre tactică, nu se vorbește despre... Pentru că într-un meci la capătul unei partide, de exemplu, da? În care este evident că un antrenor poate n-a sesizat ceva, poate că s-a întâmplat în jurul, poate că nu a nimerit primul 11, chiar dacă intențiile lui au fost bune. Din punctul meu de vedere, pot să-ți dai părerea. Despre metodica de antrenament a unui antrenor, părerea mea că este... Eu sunt de acord cu Dorinel Munteanu că e un pic de lipsă de colegialitate să spui tu, un alt antrenor, băi, nu e ok ce se întâmplă, că e metodă veche. Simple, sunt sile, cursurile te-ai pro. Invitat, te-ai dus invitat la o televiziune dar și te-ai expert. Întrebat. Nu e altceva. Păi, te-ai dus și ce să invitat. Spună, l-ai auzit vreodată, pe Guardiola vorbind despre metodele de antrenament ale lui, ale unui alt antrenor? Dar nu-l întreabă nimeni, n-are cum să l-au întrebat, a fost întrebat. Au fost întrebați toți. Ce părere ai despre diverse chestii și refuză dumneavoastră. Nu comentezi, este fiecare da. Își eu face. Eu îți spun că jucătorii ăștia, fără pregătirea asta, erau ultimii, erau ultimii 4 puncte. De departe. 4 puncte aveau. 4 puncte. Dacă le făceau și pe alea. Dacă nu aveau pregătirea asta. Păi, asta mă gândesc. Da. Ok, haideți să vedeți ce spune, ce povestește Florin Gardoș despre perioada... Hai să vorbim și despre... Da, o să pe care a avut-o asta. Cu Pițurcă. Exact. Și după aia vorbim cu Reghe când toți ajung unde ajung. După care nu fac nimica. Da, dar după aia toți ăștia care au făcut cu Neubert pregătirea, toți care au ieșit s-au rupt după aia. Păi, deci unul n-a terminat cu genunchiul întreg. Dar Borceanu când a genunchi ajuns rupt. Pe oriunde și n-a mai făcut ce se făcea aici, n-a mai putut. Da, la jumătate de an toți s-au rupt, băi, Pandi. Toți și-au rupt genunchiul după Neubert. Au luat 8 milioane, s-au luat 8 milioane și iau salariul 3 milioane. Borceanu i-a rupt ăla piciorul, l-a călcat cum l-a călcat pe Marius Nicolae. Cum nu? Nu e adevărat, am văzut accidentarea, nu are nicio legătură. Cum să-i pună talpă pe genunchi? Doamne, ferește. Dar nu plecau niciodată jucătorii ăștia pe 8 milioane. Bun, haideți să vedeți povestea. Gardoș nu pleca niciodată. Povestea lui Gardoș despre Pițurcă. Pentru că Pițurcă vine la Steaua și îl aduce pe Gardoș. Vine antrenor în intervalul de 2-3 etape, când îi pusese condiții lui Gigi Becali să nu vorbească. Iată ce povestește Gardoș în Sportcast cu Sile. Programul pe care îl făcea Neapiții era foarte, foarte greu. Și multora nu le convenea, mai ales dacă ai familie, eu atunci aveam 21 de ani, păsa mai puțin, eu eram entuziasmat că eram acolo. Dar un ciclu săptămânal arăta așa, aveai luni două antrenamente și era mic dejun, la 9 trebuia să fii acolo, antrenamentul, dormeai acolo, mâncai, dormeai acolo și antrenamentul de după amiază. Deci ajungeai acasă cel mai fericit caz pe la 7. 9 la 7. Marți la fel, miercuri un antrenament și de joi intrai în cantonament pentru sâmbătă. Și erau jucători care nu le convenea. Da, da. Și adică i-ai văzut și i-ai simțit că nu... Dar uite că ulterior și când am mers la Craiova au avut conflicte cu anumiți jucători, dacă ți-aduce aminte. Da. Și tot asta era motivul. Pentru că... Crezi că nu mai merge? Nu, în niciun caz nu mai merge. Noi preluăm, cred că noi preluăm sau vrem să preluăm din vest doar ce ne convine.
Adică noi nu vrem să preluăm din vest faptul că, nu știu, la nivel de juniori se lucrează într-un anumit mod și la, de la 8 la 12 ani nu interesează pe nimeni rezultatul. Contează dezvoltarea copilului. Îți dau un exemplu. Da. La noi nu e așa. La noi vine părintele și te trage de mânecă. Păi ce faci? Că ne-au bătut ăștia cu 6-0. Corect. Și poți tu ca antrenor să-i explici. Păi stai, părinte, că... Părinte, domn părinte. Nu, că dacă eu dau bani aici, eu vreau să-mi câștige. Și atunci prioritățile sunt altele. Asta e doar o discuție. Cred că jucătorii au realizat de ce nu se mai poate chestia asta cu antrenamentul, că stai și te uiți și știi ce se întâmplă în vest și spui peste un pic. Dacă în Premier League, unde e nivelul, ritmul ăla, ei nu stau în cantonament înainte de fiecare meci, noi de ce să stăm aici? Da. Vedeți, e discuția. Care era programul, te chemați, stăteai foarte mult în cantonament, adică e tot așa, la noi încă noi oscilăm. Dorian Munteanu e primul care revine după o bună perioadă de timp, cu rezultate și cu niște metode pe care nu le-ai mai văzut. Tu ai văzut că pe finalul sezonului, când acea pregătire se terminase, nu mai făcea nimic Oțelul? Am început să mănânce bătaie în episodul a doua de Constant, i-a bătut Craiova, care cum îi prindea, a bătut Botoșaniu. De ce? Că nu mai puteau. Ce au făcut ei pe munții aia prin vară s-a dus. Aia se termină la un moment dat. Păi da, dar și aia trebuie întreținută. Și trebuie întreținută, da. Nu poți să dar faci cineva, stă cineva și urmărește... Tu ai dreptate la chestia cu Oțelul. Da, a urmărit cineva și restul echipelor să vadă când au căzut și dacă au căzut și cum au căzut. Că știi cum e la... Poate să fie o întâmplare, dar eu spun ce am constatat. Repet, poate să fie și o întâmplare, da. Vreau să te întreb pe tine că tu te-ai uitat, ai văzut prin străinătate, când fac câte două antrenamente, ai văzut la câte unii că stau acolo și după masa până la al doilea antrenament, echipe mari? Da, se... Deci la noi este obligatoriu mic dejun. Trebuie să și explice când vorbește de mic dejun. De ce? Pentru că mare parte a jucătorilor noștri tineri nu mănâncă absolut nimic. Tu îi chemi, le dai să mănânce, îi antrenezi. Ca să faci un antrenament după masă, trebuie să se odihnească ca să-ți iasă antrenamentul, iar el să pună ceva, să înțeleagă ceva din antrenamentul ăla. Da. Nu să plece de acolo, să se plimbe prin oraș, să vină la antrenament și să fie mort. Asta este ok ce a făcut. Acum cu aia de două zile de cantonament, eu ce să mai zic, că stăteam câte 3-4. Auzi, Silviu, la cum arată baza aia lui Tottenham, eu numai acolo aș sta, n-aș mai pleca. La cum arată baza aia. Ei, numai acolo aș sta, spun sincer. Da, dacă ai fi tânăr și ai avea prietenă da, și păi. Ar fi Londra, pentru că foarte puțină când lume a vorbit... Când ai două antrenamente, trebuie să stai acolo să te odinești. Pandi, foarte puțină lume... Nu faci nimic la antrenamentul al doilea. Foarte puțină lume, apropo de Drăgușin, a vorbit de Londra. Care Londra este cel mai periculos oraș pentru orice fotbalist din lume. Londra și Parisul sunt nenorocire. Deci ce pot să-ți facă orașele alea? Pentru Tamaș era și Oxelul pe tu, cel mai, tu fiind cel mai serios om din lume, da? La ce poate să-ți ofere Londra aia? Eu cred că el este serios. Nu spun, dar... Poate să-ți ofere orice, cred că e serios. Da, evident, contează în ce reguli ești și cum și așa mai departe, așa și pe dincolo. În fine, da, discuția asta va continua. Sunt foarte curios dacă Dorina Munteanu are rezultate în partea asta, da, care urmează. Și dacă, să spunem, Oțelul se va salva fără niciun fel de probleme de la retrogradare, că nu puteai să-ți imaginezi altceva pentru echipa asta, da? Eu sunt curios dacă cineva o să zică, o să vină și o să zică, băi, Dorina Munteanu a făcut o treabă ok. Old school, ne-old school, păi habar nu, n-am. Dacă eu e cineva, spun sigur că a făcut. Dacă până acum a făcut super treabă. Hai să spun ceva, la cum arată Liga a doua, nu, dacă și anul ăsta pierde vreo echipă de Liga întâi, barajul e nebunie. Nu cred că se poate întâmpla. Nu văd cum, dar să facă implozie, să nu aibă jucători. N-are cum. Deci, în mod normal, trebuie să eviți locurile 15-16. Dacă le-ai evitat pe astea, ești bine. Nu cred că poți să pierzi barajul. Bă, înainte de a discuta un pic de asta, de FIFA Best, vreau să vă întreb totuși, că suntem în săptămâna relorii campionatului, care e feeling-ul vostru legat de echipe? Cum ți se pare, Pandi? Adică, cine iese ok din perioada asta de iarnă? Mai e, da? Se mai pot transfera jucători. Și cine ți se pare că iese prost? Păi prost ce înseamnă? Dăm un exemplu ca să-mi dau seama. Băi că prost, cine ți se pare că nu a transferat cum trebuie? Cine ți se pare că
a pierdut jucători, că nu e ceea ce trebuia, da? La CFR mă așteptam, probabil toată lumea se aștepta să fie altceva, să vezi altceva. Adică la declarațiile care s-au dat, mă așteptam să văd altfel de jucători. Le-a făcut rău 4-0 cu Cluj. Dar, ți-am mai spus, au fost niște castane, jucători pe care i-au urmărit, acum au putut să-i ia, nu veneau când erau la Sivasspor, de exemplu, da, titulari, acum au venit. Nu știu dacă o să văd, o să vedem cum... Ți pare faptul că FCSB are un singur meci de pregătire? Nici nu prea avea ce să facă, nu? Că sau pe nou au ajuns acolo. Când să facă 7 meciuri, când să se pregătească, când să se întoarcă... Și despre FCSB s-a discutat foarte mult despre metodele lor din ultimii ani. Și au fost discutate, da? Începuturi de campionat modeste, ține minte, la un moment dat au ales să joace numai cu echipe, inclusiv cu Oțelul. Și în vara... S-au dus în Moldova. S-au dus în Moldova, au jucat tot așa. Și tot așa, atunci au fost criticați. S-a zis, dumneavoastră, a fost programul prost ales. Nu au intrat bine, dar pentru că i-au... Dar cunoscut și meme atunci, nu-ți minte? Am crezut că ne ducem acolo și că sunt cât de câte echipe, dar nu a fost bine. Până la urmă am greșit, adică n-a fost nicio... Probabil că au învățat acum și au făcut ce e mai bine pentru ei, pentru că vacanța a fost mai lungă decât pregătirea, nu? S-a terminat pe 20 decembrie campionatul și s-au întâlnit pe 8. Da? Au avut cât? 20 de zile. Da. După care pregătirea de pe 9 până pe cât e... Ei joacă luni. Ei practic joacă, nu, ei vin continuu. Da, dar ei joacă luni, parcă, nu? Luni e 20 și cât? 22. Da, 9 cu 22 și 20 cu 8. Adică mai vacanță mai multă, da, nu că e cine știe ce vacanță, dar probabil că am mai discutat despre asta. Știu ce fac, nu știu nici aici. Baba Al-Hassan, dacă e să joace, poate să fie bun de vânzare. E tânăr, e... Felipe, ce mi-a arătat acolo trei fazele alea, mi-a plăcut. N-am văzut la Miculescu, cred că, de când a venit. Nu fițele alea și driblingurile alea. Craiova a adus un internațional fundaș dreapta, unde aveau nevoie probabil și altul, chiar dacă e din Honduras sau de unde e, Maldonado parcă, nu, fundaș central, unde iar aveau nevoie. Vor să aducă și un vârf de atac. Da. Nu știu ce să spun. Hai să vedem, nu știu, 2-3 meciuri, 4 și vedem ce pot și jucătorii ăștia. Stai, au jucat pe la Los Angeles lângă Chiellini, așa zici că ar trebui să fie bine. Celălalt la HJK, internațional. Face ca aia cu Rodrigo, știi? Ți-mi minte când s-a dus la picioarele lui Ronaldo, zici că Maldonado s-a dus la picioarele lui Chiellini, i-a luat un pic de... Nu era cine știe ce, adică de acolo era. Dăm și mie din tehnica ta, din ceva. La Chiellini cred că pe cap trebuia să-i faci. Cap, să dau cu capul, bine. Nu numai, nu, să am eu mintea ta, să știu, să am, să am dibăcia ta, să știu exact cum trebuie să atac mingea, să anticipez ca tine. La picioare nu trebuie să-i faci prea mult, la picioare... n-ar prea avea ce să-i... Nu, la tehnică și la... La tehnică nu. Dar la minte? La minte, da. Pe cap trebuia să-i facă Maldonado. Nu? Pe cap dacă îi facea un pic să... Ilustruia chelia, nu pantoful, știi cum era. Da. Ok. Eu am teoria mea că el l-a retras pe Chiellini. Da? Da. Maldonado. Da, da, da. A zis, nu se poate. Nu mai poți să lucrezi. Eu așa cred, să vedem, poate mă încerc. Cât de bun e? L-a văzut pe Maldonado, cât de bun e? Slab, a zis, te salut eu pentru amândoi, sunt bătă un bătrân, mă las. A, așa? Da, da, cred că deci invers. Cred că invers, da. A jucat și în trei la un moment dat acolo. Chiellini era în stânga, din ce am văzut eu pe hârtie. Da, e adevărat. Bun, FIFA Best. Pot să salut un singur lucru. Da, te rog. Asta, știu că subiectul pare banal, dar pe mine mă șochează. Inițiativa orașului Târgoviște și municipiului Dâmbovița, dar care face două stadioane și echipa se desfințează, deci mi se pare ceva absolut minunat. Unul e făcut bizar, cum e făcut casa aia în mijlocul peluzei, dar l-au făcut după 7 ani de zile. Și acum îl fac pe al doilea, 25.000 de locuri și echipa se va desfința. Este ceva minunat. Nici nu știu unde... Deci management fraudulos este un termen blând. Că aia poți să fii greșit din... Cum să spun? Poți să fii... Să ai... Cum să spun? Nu te pricepi. Băi, n-ai, n-ai, nu e vorba de nicio pricepere. Se pare excepțional. Vreau să salut chestia asta, să facem, am ajuns la nivelul următor. Noi, până acum nivelul era, avem stadion, un stadion, nu mai avem echipă. Acum avem două stadioane și nu mai avem echipă. Asta este minunat. E ceva. E ceva. Pe vremuri alta era tehnica. Făcea echipa, o umflai ca lumea, o pompai cu niște bani publici, o transformai într-o echipă de cupă europeană ca să... Aici după aia spuneai, băi,
E de porc să nu facem și un stadion acum cu echipa asta. Și momentul cum se punea piatra de temelie, cum nu mai băga niciun bani la echipa. Când era planul făcut, erau eventual mai așteptai un pic, o mai umflai un pic, cât să mai fie niște de alea, cheltuieli suplimentare, să mai faci niște devize suplimentare. Nu, dar, după dacă aia vii, dacă dai povestea, eu nu știu cum nu apare în presa străină. Cred că nu le spune nimeni, e un subiect prea mic, totuși, cine. Dacă îi spui asta de la BBC, că nu le vine să creadă. Cred că trebuie aici un card de televiziune să facă reportaj. Deci că nu interesează, se pare normal, așa se face? Okay. Ați văzut FIFA Best. FIFA a ieșit Messi, da? La FIFA Best. FIFA Best care e diferit de Ballon d'Or. Ballon d'Or mai nou se ia sezonul. Pentru că au făcut special că se dădeau peste cap, da? Niște lucruri se vota târziu și așa mai departe. Și atunci au zis, iei sezonul întreg, da? Din când încep ei. Aștia mari, că doar la aia te uiți, da? Nu din iulie, da? Că din iulie n-ai la ce să te uiți, da? La noi te uiți. La noi, da? Te uiți din luna, astea nu sunt de ieri, că n-au fost niciunul dintre ăștia la FIFA Best. Deci, din august, septembrie, când încep ăștia... Și nu era nici Drogba, dar semănau. Așa? Era Thierry Henry. Și până la sfârșitul anului. Oh, până la sfârșitul sezonului. Ok, asta e una. Dar FIFA Best se dă pe an. Din ce înțeleg eu. Și a ieșit Messi. Tot Messi. Cred că o să ia un balon de aur sau ceva și după s-a retras. Tot din inerție. Deci o să anunțe, m-am retras și anul ăla tot el îl ia. Vai de încă unul să fie. Nu mai joci? Nu mai joci? Hai, la anul nu-ți mai dăm. Vreau să vedeți cum s-au votat, cum au votat jucătorii, capitanii. Cum, pentru prima oară în istorie, s-a terminat la egalitate votul. El cu Haaland au terminat 48-48 la puncte. Petre a ieșit în Mbappé cu 35. Doar că, da, asta este, imediat o să vedem cum s-a votat, așa s-a votat. Doar că a fost votat de mai mulți capitani, că asta e regula. Capitanii, dintre capitanii naționalilor, cei mai mulți l-au votat pe, uitați-vă, da? De 13 ori pe locul întâi Messi, de 11 ori Haaland, de 9 ori Kylian Mbappé. Antrenorii, de 11 ori Messi, de 13 ori Haaland, de 9 ori Kylian Mbappé. Media, 11 ori Messi, 13 ori Haaland, de 9 ori Kylian Mbappé. Iar suporterii, de 13 ori Messi, 11 ori Haaland și 8 ori Kylian Mbappé. Pe mine mă uluiește în privința presei. Pentru că la jucător poți să înțeleg, îl sun pe Stanciu și el e grăbit, nu e atent, are antrenament, votează, da bă, ok, spune și el. Bă, da, media, când știi că nu se ia în considerare Cupa Mondială, când s-a trecut, e altă perioadă de timp, să-l votezi pe Messi pentru ce? Că a câștigat cupa aia intergalactică de la cu Miami. Bun, haideți să vedeți voturile capitanilor. Începem cu voturile capitanilor. După care avem un selecționer genial. Deci unul mare, da? Care a votat într-un mod aparte. Așa arată capitanii. Nicușor Stanciu a pus pe Messi pe primul loc. Pe Kylian Mbappé pe 2, pe Kevin De Bruyne, cred că dacă ești mijlocaș, Pani, dacă ești număr 10, îți vine să-l pui pe De Bruyne. Nu-l pui pe Haaland niciodată. A? Nu-l pui pe Haaland, probabil niciodată. Așa, Messi. Uite, vezi ce băiat? Messi ți se pare corect? Nu știu, Alvarez acolo. Alvarez nu cred că e corect, dar primii doi. Haaland și Mbappé. Corect. Mbappé îl pune pe Messi. Ai jucat cu el. Nu pe Haaland. Da? Și pe De Bruyne. Cred că intuiți în votul ăsta lui Mbappé și începutul unei... știți că Ronaldo și Messi nu se votau niciodată unul pe altul. Adică începe competiția între ăștia doi și atunci zice, băi, nu pot să-l pun pe ăsta pe primul loc, pe Haaland. Mie Mbappé nu mi se pare că are voința pe care au avut-o Ronaldo și Messi. Acolo este vorba de voință, să fie cât? Două decenii. Nu că de când? În 2007, când au apărut? 2006, ceva de genul ăsta. Deci sunt, fac aproape 20 de ani, 17 ani, 18 ani să fie acolo numai printr-o voință extraordinară și o ambiție. Eu nu găsesc mă întreb care a fost motivația băieților ăsta la doi. Oamenilor, nu că băieți, oameni toată firea. Uluitor. Și oameni care au câștigat tot ce se putea câștiga, bani, munți de bani. Și totuși continuă la Ronaldo, alergă pe 1 ianuarie. Se culcă la 11 dimineață, pe 1 ianuarie face 5 km. Incredibil. Iar Messi... Că aia o să facă toată viața, că așa da. E construit. Îi vedeți antrenând pe vreunul dintre Messi sau Ronaldo? Niciun. Nu. Păi, te faci de...
Nici n-ai când să te afuci. Păi dacă vine România... Să te faci de... Silviu, dacă vine România, ia licența pro când are 60 de ani, nu mai are când. De. Ronaldo face, joacă până la 42. Nu mai dacă ești campion mondial. Nu ai voie. Păi nu e campion mondial Ronaldo. Pe european, nu e și lui. European mondial îți dă direct. Îi dă măcar carnetul ăla. Îți dă direct, da. Nu, n-ai treabă. Nu, dar nu vrei să te faci de rahat, nu? Ca să nu zic de altceva, să te faci antrenor. Lasă-i așa, că e păcat să se facă antrenori. Că nu au nici... Nu au nimica, nu au ce treabă să aibă cu antrenor. Să înțelegi cum ăla nu se pregătește, nu ai să înțelegi cum dă minge. Dacă ești Messi. Ce zice Messi, înțelegi? Dacă el spune... Când vorbește... Nu, lasă-l așa, așa e frumos. Eu am asistat când eram începător la un antrenor al lui... Așa sunt mari, așa trebuie să fie. Și ți-am spus, le cerea niște chestii că la un moment dat... Lui se părea foarte simplu regelui. Să dai diagonală din partea alta. Arăta el cum trebuie. Da, și la un moment dat ăștia i-au spus, mister, tu-ți proape, dacă am fi ca fatale, am jucat și noi. Cred la... că doar Maradona probabil că a fost singurul care s-a făcut antrenor și care n-a avut nicio problemă, indiferent ce făcea. Indiferent ce făcea. Da. Nu cred că a avut. Lumea l-a iubit în continuare. L-a iubit, dar n-a avut rezultate. Antrenor. Păi, nu, asta spun. N-a avut niciun rezultat, nimica, da? Dar lumea l-a iubit, nu a contat niciodată ce a făcut. Nici 0-4 cu Germania. Nici 0-4, nici nimic. Nici nimic, nimic, nimic. Da, era prea mare Maradona. Era mare, rău de tot. Maradona cel era... mai mare. Da. Bun, și acum haideți să vedeți, am văzut căpitanii, selecționerii. Interesant. Nici nu știu cu cine să încep. Hai să începem cu Edi Iordănescu. Edi Iordănescu nu-l pune pe Messi în primii trei. Foarte bine, ce mai bine, pe cuvânt. Erling Haaland, Kylian Mbappé, Victor Osimhen. Știi ce asta? Asta este trauma selecționerului care n-are niciun atacant ca lume. Îmi plac ăștia care dau multe goluri. Noi dacă ne chinuim, n-avem deloc. Că, dai-mă, asta ce ți-ai dorit? Băi, dar vă rog frumos, uitați-vă la Martinez, Roberto Martinez, antrenorul Portugaliei. Deci vă rog, e frumos că ar pune pe Marcelo Broz să fii primul. Eu îl chemam și spuneam, maestre, dacă eram președinte portughez, nu știu, ești sigur, te simți bine, ești ok? Nu că avem turneu final, să nu avem vreo surpriză. L-a pus pe fisul să voteze pe cuvântul meu de onoare. Cum să-l pui panii pe Broz să fii cel mai bun? Și măcar a fost jucătorul tău. Bă, dacă era belgean, ziceam că cine știe cum, ți-a plăcut ție, că făcea ceva pe acolo sau... Nu cred că nu l-a întrebat niciodată. Cum să spun, pare că ceva știi, adică e un blackout de la un moment de la ITSA, ți-a sărit o sinapsă. Sau e plictisimă, n-am înțeles întrebarea. Acum, dacă tot am zis, las-o așa. Adică se poate și asta, știi? Da. La mijloc, Brozovic. Brozovic, cel mai bun din lume. Brozovic săracul n-avea cum să fie niciodată ce mai bun. Joacă de jumătate de an în Arabia. Dar oriunde a jucat și dacă joacă la Real Madrid, nu are cum să fie cel mai bun din lume, dar de la fotbalul. Dacă Marcelo Brozovic e cel mai bun din lume. N-ai ce să cu Jorginho. Da, bă, mi se părea mai bun totuși un pic decât Brozovic. Parcă, până să rateze penalturile alea. Bă, dar ce să fie? Da. Cum să gândești că e cel mai bun din lume? N-auzi. Te-a întrebat, n-ai auzit. N-ai fost atent. Da. Erai că avea altă treabă. Da. Mă gândeam să nu fi scris aiurea, să nu fi avut un scris urât și să confunzi cu altcineva. Studia Croația. Da. În momentul ăla. Croația. Juca acolo, dar așa, bubunii ăsta. Bubunii, asta este. Asta este, se uita la Croația, da, bunii ăsta. Și atunci l-am pus acolo. Da. Uite, asta este o explicație posibilă. Gata, mulțumesc. N-ai nicio explicație. Mulțumesc, domnule, rămâneți cu noi. Seară bună.